Vrei să fii la curent cu ce se întâmplă în județul Gorj, care sunt problemele și cu ce soluții vin cei care ne conduc? Sunt Daniela Gapșa și vă invit sâmbătă și duminică la Agenda Zilei, începând cu ora 11. Timp de o oră aducem în fața dumneavoastră invitați de la care aflați principalele probleme din județul nostru. Totul la Agenda Zilei. Și domnilor, la ediția emisiunii de astăzi, Agenda Zilei, ne aflăm în Comuna Leleștie. Realizăm un interviu cu primarul Comunei Leleștie, domnul Laurențiu Turcilă. Bună ziua, bine v-am găsit! Să rămână, bine ați venit! Vrem să aflăm de la dumneavoastră proiectele, investițiile din Comuna Lelești, ce v-ați propus să faceți anul acesta, ce ați reușit să accesați. Într-adevăr, a fost o perioadă destul de lungă pentru accesare proiecte, documentații, tot felul de cereri, de completări. Dar, în schimb, anul acesta cred că ne punem în mișcare și cu execuția lucrărilor. Am reușit să începem o lucrare pe buget local, pe amenajare șanțuri, rigole și accese proprietăți în satul Rasovița. O investiție care era singura care mai trebuia în acest sat, după toate celelalte utilități. Totodată suntem în faza de licitație deja. S-au depus ofertele pentru proiectul de modernizare drumurii comunale, sate și vicinale în Comuna Lelești. 4,5 km de drumuri ce mai avem neasfaltate sau mai deteriorate. Atât nu aveți în toată comuna, doar 4 km? În toată comuna, dar tot ce mai înseamnă drumuri și nici acestea nu pot să spun că sunt foarte rele, dar deteriorate. Și le-am prins pe Anghel Salini, o investiție destul de mare și o investiție care la fel încearcă să completeze absolut tot ce mai avem nevoie la nivel de comună. Iată, drumuri asfaltate, ce alte utilități spuneți că sunt în comuna? Doamne ajută! Într-adevăr, tot anul trecut am reușit de am finalizat și proiectul prins prin AFM pentru iluminatul public. Avem un iluminat modern, făcut la standarde. Tot la fel, după ce făcusem toate celelalte utilități, era necesar și acest proiect pentru a-l finaliza. În rest, ce altceva v-ați mai dorit să faceți? Nu știu, la capitolul educație, școala, cum avem, arată? Avem deja în curs de derulare, în fază de proiectare, prins pe PNRR, un proiect de reabilitare școală, reabilitare energetică, școala și grădinița Frătești. Este singura care a fost nemodernizată în ultimii ani la nivel de comună și totodată un proiect depus pentru dotare cu mobilier IT și tot ce înseamnă logistică pentru școală, pentru Școala Generală Ion Grigoroiu, care este depus pe PNRR și așteptăm să vedem finanțarea. Suntem eligibili. Mai durează puțin până când o să obținem, cred că, și finanțarea. Suficienți copii, domnule primar, la școală, la grădiniță? Sunt suficienți cât să avem toate clasele de gimnaziu, dar pot să vă spun că în ultimii ani a fost o scădere destul de mare a numărului de copii la nivel de comună. Da, este un fenomen natural care pur și simplu nu cred că reușim să-l controlăm noi. Dar sperăm că și cu dotarea școlilor sau totodată cu evoluția, mai vin oameni în comună, se mai stabilesc unii plecând de la oraș. Sper să reluăm viața la țară destul de am văzut bine, oricum, localitatea s-a dezvoltat foarte mult în ultima perioadă. S-au construit multe case, oamenii și-au cumpărat terenuri. Într-adevăr, în ultimul timp, cred că tot ce apare terenuri de vânzare sau case la nivel de comună, se dă în maxim 2-3 zile. Și prețurile, deci, mă gândesc că sunt destul de mari. Și prețurile au crescut foarte mult, fiind o zonă bună, fiind liniște, având toate utilitățile necesare pentru confortul cetățenilor. Cred că asta au dus la aceste creșteri. Da, dar una peste alta este foarte bine. Eu așa zic că deja au început să apară la grădiniță și copii. Și sperăm ca în viitor să fie repopulată comuna. A fost o perioadă de scădere a populației, dar totuși cred că mergem spre bine.
Aș vrea să vă întreb cum vedeți toate nemulțumirile cadrelor didactice și care a fost situația în această perioadă cu greva. S-a făcut la dumneavoastră școală? Nu s-a făcut? Nu s-a făcut nici la nivelul localității școală și cadrele didactice la Lelești au fost în grevă. Era normal pentru că sunt solidari și își cer și aceleași drepturi ca și ceilalți. Nu pot să spun decât că dascălii oricum merită să aibă salarii și nu numai salarii, și un trai foarte decent, pentru că ei sunt promotorii generațiilor viitoare. Așa. Ei sunt cei care vor crea oamenii ce ne vor conduce sau vor avea grijă de noi în viitor. Și de aceea trebuie să aibă și ei tot confortul pentru a putea să se canalizeze pe meseria lor. Da, s-a bulversat așa puțin la sfârșitul de an școlar cu serbări, cu ghierea mediilor. Într-adevăr, s-a bulversat, dar acum ținând cont că a fost și o perioadă foarte mare de pandemie care ne-a învățat și cu greu, cred că o să trecem mult mai ușor peste această perioadă, chiar dacă am avut și pandemia, am avut și tremurele. Exact, și asta nu cred că va fi cel mai mare impediment. Am înțeles. Am avut precipitații destul de multe în ultimele 24 de ore la nivelul județului Gurs. Care este situația în comuna Lelești? Ați avut ceva probleme? În comuna Lelești nu am avut. Am stat toată noaptea la primărie. Am umblat prin comună tot din această cauză. Au fost într-un timp, într-o perioadă, căderi foarte mari de apă care ne-a dat puține emoții și așteptam să avem ceva umflări ale râului Șușița sau ale puraielor din comună. Dar, în schimb, mulțumim lui Dumnezeu că a avut grijă de noi și chiar nu am avut probleme în noaptea aceasta. Serviciul de permanență? A fost imediat după ce am primit codul roșu și portocaliu, s-a instituit și serviciul de permanență, se mobilizează Comitetul Local pentru Situații de Urgență, deci am fost pregătiți pentru a interveni în caz de nevoie. Am înțeles. Ce activități culturale aveți la nivelul comunei, domnule primar? La nivelul comunei, în ultimul timp, n-am mai prea avut activități culturale decât ce s-au făcut cu Ziua Eroilor, cu biblioteca școlii, la anumite dăți de naștere ale marilor poeți sau scriitori români, organizate de școală în colaborare cu biblioteca. Și ultima a fost de înălțare cu sărbătorirea Zilei Eroilor, când s-au depus coroane, au fost activități făcute de către copiii de la școală la monumentele eroilor și de la Rasovița și de la Lelești și la biserica de la Lelești. Cam astea au fost în ultimul timp. Am înțeles. În ceea ce privește sediul primăriei, intenționați să faceți ceva pe viitorul, cum am văzut că este reabilitat? Mi-ați atins un punct sensibil, un punct care mi-l doresc de foarte mult timp, chiar de când am luat primar, și cu sprijinul echipei de parlamentari de la Gorj, pot să spun că am reușit anul acesta să depun un proiect pe CNI pentru construire sediu primărie, un sediu nou, un sediu cu tot ce înseamnă birouri, sală de festivități, sală de ședințe, locuință socială prinsă în același corp și pot să vă spun că este în fază de licitație la CNI în momentul acesta. Asta este o veste foarte, foarte bună, pentru este, că spațiul este așa, puțin cam este micuț. Un spațiu care a fost creat în 2008, un spațiu provizoriu pentru că celălalt se deteriorează foarte rău de postul primar și uitați că de atâta timp funcționăm tot aici și nu am reușit, datorită bugetului și datorită celorlalte probleme care au fost de făcut. Nu puteam să facem sedi de primărie sau birouri fără a avea apă, canalizare, drumuri. Drumuri asfaltate în școală modernizată. Da, toate trebuiau făcute înainte de a ne crea acest confort. Dar cu această ocazie reușim să venim și cu... Clădirea aceasta a fost special făcută pentru primărie sau a funcționat altceva? Nu, aici a funționat o brutărie. O brutărie? Da, deci, dumneavoastră aveți sediu într-o fostă brutărie. Într-o fostă brutărie, este un sediu provizoriu, dar un sediu modernist făcut pentru a putea funcționa. Cât de veche este clădirea aceasta? Nu pot să vă spun exact, oricum cred că în timpul CAP-ului este construită, în anii 70-75. Aș vrea să ne spuneți dacă în ultimii ani au fost posibili investitori care au întrebat de terenuri în comuna Lelești. Ar vrea să deschidă o afacere? Da, am avut
nu neapărat investitori mari, dar anumiți comercianți sau, cum să le spun, o fabrică de asfalt, mai multe genuri de acestea, dar neavând teren la dispoziția primăriei, i-am pierdut, pentru că tot ce înseamnă terenurile sunt cam private. Și mulți nu au răbdare să cumpere de la cetățeni, cei care vin ca și investitori. Mai avem acum în fază de licitație, trebuie să publicăm doar anunțul de participare, pentru un parc fotovoltaic pe un teren al primăriei de 7 hectare. Este singurul teren care îl avem la dispoziție pentru așa ceva. Deci se va face o parc fotovoltaic? Unde este terenul? Asta intenționăm. Am mai avut odată această intenție. A fost concesionat de către o firmă care după 2 ani a renunțat la contract. Dar sperăm că de data aceasta să... Unde este terenul? Este situat pe marginea magistralei care merge spre... cariera de piatră, n-am un teren al proprietate privată. Proprietate privată. A comunei Lelești. Spuneați de reabilitarea și modernizarea primăriei. Cât va dura lucrarea? De la data câștigării licitației, proiectare și execuție este 24 de luni. Am înțeles, 24 de luni și cam la cât se ridică valoarea? Valoarea este în jur de 73 de miliarde lei vechi. Odată cu această primărie modernă, se vor schimba lucrurile. Veți mai face angajări? Angajări nu o să putem face decât ce avem în grila stabilită prin lege. Tot aceeași organigramă. Dar, în schimb, va fi alt confort, alt program de lucru cu cetățenii, fiind fiecare cu biroul lui, nemai fiind birourile îngrămădite, altfel se va putea lucra. În acest moment aveți plus un birou și două servicii? Sau... Avem și câte 3 servicii într-un birou. Da? Da, pentru că astea sunt condițiile, nu avem ce face. Nu pot să mă vai, stăm destul de bine, este cât de cât confortabil față de alte locuri pe unde am fost, că și pe la Ministerie am văzut, stau mult mai... Da, că și suprafața destul de micuță, totuși, pentru primăria comunei Lelești, Consiliul Local, da. Biblioteca Comunală, este... Da, sunt toate în același spațiu, pentru că nu am avut alte spații la vremea respectivă. Am căutat să fim totuși toți la un loc, să nu împrăștiem birourile, să mergem ori la școală, ori în altă parte, să împărțim din ele și să nu mai fie numai toată gestiunea în același loc. Dar după aceasta eu zic că va fi alt confort, inclusiv pentru cetățenii care vor veni să își rezolve probleme la nivel de primărie. Aveți un dispensar medical la nivelul comunei pentru medici de familie? Sau? Da, avem și un dispensar medical. A fost modernizat în mare parte în anul 2016, dar cred că mai necesită ceva lucrări și acesta. Dar deocamdată funcționează foarte bine. Este și farmacie în cadrul acestui dispensar, deci... Serviciile sunt oferite destul de bine. Am înțeles. Ce v-ați mai dorit, domnule primar, să faceți pe viitor? Ce fonduri ați vrea să mai accesați pentru comună? Că așa în mare pare că ați rezolvat. În mare sunt rezolvate cam toate problemele, dar vor mai fi, se vor mai găsi și pentru agroturism. Aș vrea să dezvoltăm ceva, să găsim niște modalități sau niște proiecte care să, se plieze la noi. Eventual, nu știu, să mergem ceva pe parte de piste de biciclete, pe niște trasee de biciclete, nu neapărat piste, sau de ATV-uri, pe drumurile, pe sub pădure, pe marginea pâraielor, pe unde avem drumuri comunale sau de astea vicinale, dar încă nu le-am prins într-un proiect bine definit să pot să... Suntem aproape de oraș și cred că va merita făcut. Or să vină vara, mulți pleacă, se plimbe cu bicicletele. Deci vrei să faceți așa un traseu turistic, adică avea turiști ce să vadă? Da, să fie cu puncte de odihnă, să fie cu producători locali care să fie prin zone, să poată să fie căutați cu o brânză, un lapte, o miere de albine. Sunt apropo multe de care producători locali, ce merge cel mai bine în comunalele? Și agricultura sau creșterea animalelor? Aveți mai multe ferme sau oamenii se ocupă? Nu, avem 3 mari crescători de animale
Și cam atât. Iar agricultura este doar ce fac ei, nu agricultură pentru... Pentru familia lor. Da, adică da, pentru, da, pentru ferme, pentru fermele lor. A, am înțeles. Dar agricultura încă nu este pusă la punct pentru că încercăm să terminăm și cu reconstituirea terenurilor proprietate privată, dar totodată nici nu s-au găsit investitorii să vină în zonă să comaseze terenurile pentru agricultură. Am înțeles. Vorbeați puțin mai devreme de sprijinul parlamentarilor de Gorj. Și cum colaborați cu parlamentarii? Care a fost colaborarea până acum? Pot să spun că mandatul acesta am simțit sprijinul și cea mai bună colaborare cu echipa de la Gorj. Inclusiv cu domnul președinte Weber, cu domnul președinte Cosmin Popescu, inclusiv cu domnul Cristi Rujan, care am avut foarte multe interpelări pe partea legislativă, unde am avut probleme și am reușit să punem... Cu ce v-a ajutat? Ce a fost mai complicat și a reușit să rezolve? Ne-a ajutat inclusiv cu o interpelare pe trecerea în domeniul public a unor drumuri care erau de lungă durată. Sunt multe care... Da, și multe care țin de birocrație. Și care țin de birocrație, exact. Care pe noi ne depășesc și nu numai că ne depășesc, ne pun piedici. Dar vă spun că de data aceasta am avut cea mai bună colaborare. Și nu sunt nici lăudăros, nici nu vreau să fiu modest. Deci vreau doar, ajută, iată că v-au ajutat. Doar vreau să spun pentru exact ce este la nivel de județ în momentul acesta. Sunteți o comună mică. Cum vă descurcați cu taxele pe care le luați de la oameni? Suntem cu o comună mică. Taxele reușim să le încasăm în jur de 83-87% pe aici. Am avut tot timpul gradul de colectare. Banii sunt destul de puțini, dar mergem în continuare doar pe proiecte. Proiecte guvernamentale, proiecte din fonduri europene. Asta este șansa dumneavoastră? Este proiecte. Șansa noastră. Da. Și totodată, am uitat să vă spun, tot pe fonduri europene am reușit ieri să depunem... Cred că într-o lună de zile avem contractul semnat de finanțare pentru reabilitare teatru de vară. Avem un teatru foarte frumos care, din păcate, în ultimul timp s-a cam degradat din cauza acoperișului, din cauza scenei care trebuia schimbată și am reușit pe AFIR să depunem un proiect în jur de 55.000 de euro pentru reabilitarea acestui teatru de vară. Va fi ceva deosebit. Tot vorbim și despre partea de cultură, unde se vor putea desfășura mult mai multe activități, de la filme, spectacole și toate cele care am mai făcut înainte, dar... Deci, atât după ce ați rezolvat problemele care țin de infrastructură, mergeți mai departe, exact. Nu doar educație, exact. Cultură, sănătate, sediul primăriei, ce se poate accesa, orice. Am încercat tot ce se priază la nivel de comună, că ele sunt foarte multe proiecte în momentul acesta, dar nu toate ne sunt favorabile nouă. Da, iată, așadar întâlnim un primar mulțumit de colaborarea cu parlamentarii de Gorj. Este bine. Într-adevăr, sunt chiar foarte mulțumit. Chiar dacă spuneți că sunt comună mică, dar suntem comună cu pretenții. Aproape de municipiul, aproape de oraș și care are și avantaje, dezavantaje. Dar cred că avem și foarte multe avantaje. Aș vrea să vă întreb, dacă tot vorbeam de parlamentarii de Gorj, să rămânem pe linia aceasta de politică, cum vedeți dumneavoastră ca și primar ceea ce se întâmplă la nivel național? Ce părere aveți? N-aș putea să vă spun foarte multe din punct de vedere al politicii la nivel național, pentru că nu sunt foarte implicat la nivel național. Dar la nivel de Gorj, eu cred că totul merge foarte bine. Și de ce să nu spun că din tot ce văd și eu urmăresc mai mult televizorul și unele resurse de informație de la partid, cred că politica s-a făcut foarte bine. Deja se trece la o politică decentă, nu mai este politica doar cu răutate și cu dezinformări care a fost înainte. Este bine că avem parte de așa ceva, pentru că au fost multe scandaluri. Exact, și toate scandalurile astea n-au dus decât spre rău, n-au dus spre o construcție. Pentru că politica înseamnă să și construim, nu doar să dezbinăm și să obținem un loc în față. Așa este. Mulțumim mult de tot, domnule primar.
Doamne ajută că se face sediul primăriei, așteptăm să vedem că încep lucrurile și la Teatrul de Vară, dar și la celelalte investiții de care vorbați dumneavoastră. Dacă încercați să dezvoltați și turismul la nivelul Comunei Lelești, sunt convinsă că cei care vor veni în comuna dumneavoastră vor avea ce să vadă. Nu doar să se plimbe cu bicicleta, să vadă lucruri frumoase. Exact, v-am spus, nu este doar o parte de plimbare. Eu vreau să pun în valoare și producătorii locali și restul zonelor care sunt destul de sălbatice, pot să spun, la ora actuală, dar frumoase în felul lor la nivel de comună. Și sunt mulți pasionați, mulți iubitori de natură. Mulți iubitori de natură care își caută și liniștea și relaxarea, nu neapărat doar fluxul sau plimbarea. Așa este. Mulțumim mult de tot. Și eu vă mulțumesc, să rămână. Până în punct aici, emisiei de astăzi, emisiunii Agenda Zilei, ați urmărit așadar, doamnelor și domnilor, un interviu cu primarul Comunei Lelești, domnul Laurențiu Turciu. Eu sunt Daniela Capșa, vă mulțumim pentru atenție. Vrei să fii la curent cu ce se întâmplă în județul Gorj, care sunt problemele și cu ce soluții vin cei care ne conduc? Sunt Daniela Capșa și vă invit sâmbătă și duminică la Agenda Zilei, începând cu ora 11. Timp de o oră aducem în fața dumneavoastră invitați de la care aflați principalele probleme din județul nostru. Totul la Agenda Zilei.